Svoboda, pe care îmi permit să-l și felicit pentru alegerea ca președinte al socialiștilor. Aveți cuvântul 5 minute și 30 de secunde. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă felicit și eu. Cunosc toleranța dumneavoastră cu privire la timpul de vorbire pe care ați moștenit-o de la președintele dinainte. Domnule președinte, doamnă prim-ministru, domnule președinte al Comisiei, suntem în Europa într-o perioadă dificilă. Mulți dintre cei care decid viitorul Europei nu sunt aici, agențiile de rating, piețele financiare. Însă este de nesuportat faptul că victimele, noi permitem să fim victimele acestor piețe financiare și agențiilor de rating. Aceștia folosesc slăbiciunile Europei, care cu greu a găsit anumite soluții. Și asta ne demonstrează agențiile de rating în fiecare zi. Dacă nu avem soluții comune, atunci totul va fi numai un joc și nu vom face politică europeană reală. Doamna prim-ministru s-a referit la metoda comunitară și la cât de importantă este ea. Însă, de asemenea, trebuie să mergem dincolo de politica de austeritate unilaterală. Și agențiile de rating ne-au spus foarte clar că nu este o soluție suficientă, pentru că ne-au arătat că nu se vor putea corecta bugetele numai pe baza unor măsuri de austeritate. Și Financial Times a scris, încheierea tratatului fiscal, prioritatea Uniunii Europene, este un motiv de distracție, de distragere necesar, irelevant. Doamnă prim-ministru, să ne uităm astăzi în România, de exemplu. Ce se întâmplă acolo este exact o urmare a politicii de austeritate. Bineînțeles că economisirea este importantă, dar nu are voie să se facă pe costul celor mai săraci. Și asta se întâmplă în România. Nu pot decât să cer tuturor, să fac apel la toți, să își găsească drumul înapoi către asigurarea statului social în Europa. Pentru că altfel nu vom putea rezolva problemele bugetare. Nu vorbesc despre reforme, dar vorbesc despre faptul că statul social este pus sub semnul întrebării din punct de vedere fundamental și asta duce la neliniști sociale, la încălcarea drepturilor omului, duce la faptul că poliția domină străzile și ceea ce se întâmplă la București și în alte state din Europa ar trebui să ne dea de gândit. În programul Lisabona am stabilit că trebuie să devenim regiunea cea mai competitivă, mai ales pe baza de educație, știință și cercetare. Și ce vedem astăzi? Fondurile sunt limitate, sunt împuținate în loc să fie acordate mai multe fonduri. În programul dumneavoastră ați spus, pe bună dreptate, că avem nevoie de Europa care să muncească. Din păcate, avem o Europa cu mulți șomeri. Grupul nostru dorește să vadă Europa muncind. Vă sprijinim în acest sens. Și doresc să spun foarte clar acest lucru. Dacă punem în legătură ecologia și politicile de ocupare, vom reuși să creăm locuri de muncă în Europa. Nu cred că este o contradicție. Și trebuie să lucrăm cu toate forțele și să cooperăm inclusiv cu sindicatele pentru a ne asigura că există noi locuri de muncă, dar că în același timp că dezvoltarea este durabilă și că dezvoltarea este ecologică. Ați vorbit despre eficiență energetică. Este de asemenea un subiect foarte important pentru noi. Trebuie să fim mai eficienți din punct de vedere energetic. Există foarte multe exemple care ne arată că se poate face acest lucru. Și de asemenea, trebuie să fim din nou mândri de Europa. Când mergem în China, de exemplu, suntem confruntați cu problemele noastre. Eu, acum 10 ani, situația era altfel și doresc să fie din nou așa după președinția daneză.
Nu vreau să îmi depășesc timpul de vorbire, dar aș mai avea o scurtă observație. În grupul nostru am avut o dezbatere exemplară înainte să fiu eu ales. Și asta în mod pozitiv. Și aș dori să mulțumesc colegilor mei, Catherine Trautmann și Stephen Hughes. Astăzi suntem uniți. Suntem un partener unit pentru colegii noștri din acest for și pentru Consiliu și pentru Comisie. Bineînțeles că noi avem poate o viziune diferită a Europei, o Europă socială, echitabilă, ecologică, democratică. Trebuie să asigurăm democrația, dar bineînțeles suntem și dispuși să discutăm și să lucrăm la această Europa. Și de aceea aș dori să, în încheiere, dați-mi voie să vă felicit, domnule președinte, și pe toți vicepreședinții.